O mamă și un fiu și-au pierdut viața într-un cumplit incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de luni, în jurul orei 7:20. Pompierii au fost înștiințați prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență, apel la 112, despre producerea unui incendiu la o locuință din comuna Războieni, județul Neamț. La locul solicitării s-au deplasat pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Războieni cu o auto specială de stingere. Pompierii din cadrul detașamentului Piatra Neamț cu 3 autospeciale de stingere și un echipaj cu o ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean. Când au ajuns pompierii, incendiul se manifesta generalizat. În urma acestuia au decedat 2 persoane, o femeie de 80 de ani și un bărbat de 59 de ani, mamă și fiu. Sistemul de încălzire defect, soba, a fost cauza probabilă de producere a incendiului.